Măslina obosită. Niște oameni neieșiți din sat s-au dus la oraș cu niște treburi și s-au gândit să intre într-o cârciumă să mănânce ceva. După ce au intrat, au salutat și s-au așezat la o masă. S-au uitat în stânga, s-au uitat în dreapta și au văzut pe unii de alături că mâncau măsline. Nu știau ce sunt, nu mai mâncaseră așa ceva până atunci, dar s-au hotărât să încerce și ei pentru a vedea ce gust au. Când ospătarul a venit la masă, unul dintre ei a spus arătând spre masa de alături: aduceți-ne și nouă de alea. O porție sau două? A întrebat ospătarul. Într-o farfurie, a răspuns al doilea. Ospătarul s-a uitat la ei și s-a gândit că or fi tare flămânzi, așa că le-a dus două porții de măsline și scobitori într-o farfurie. Ajuns la masă, a spus: v-am adus măslinele. O, măslină, deci așa se numesc, au spus cei doi meseni, uitându-se unul la celălalt. Au mâncat oamenii și le-a plăcut. A rămas numai o măslină în farfurie. Ei nu puteau deloc să o prindă cu scobitoarea ca aluneca. Mănâncă tu, a spus primul spre tovarășul său. Mănâncă tu, a spus acesta. Aș mânca, ok, tare bună, a spus primul, dar fuge și nu pot să o prind. Nici eu nu pot să o prind, răspunse al doilea, că de puteam o mâncam. L-au chemat pe ospătar. Acesta, fiind de meserie, cum a pus mâna pe scobitoare, a și înțepat măslina. Oamenii noștri, văzând asta, au zis: după ce am obosit-o noi, acu te credem că ai prins-o numai decât.